Povestea unei pisicuțe. Era o zi călduță de primăvară, cu cerul limpede, iar pomii înfloriți răspândeau în aer un miros plăcut. O pisică drăguță stătea tolănită în culcușul ei și torcea plictisită. Pisica simțea un dor să iasă din rutină și să meargă să se plimbe prin oraș, să vadă alți oameni, alte locuri, cu un dor aprins de aventură. Iar gândul acesta a urmărit-o tot timpul, până când, într-o zi, s-a decis să iasă din curte, fără să știe nimeni. S-a trezit dise dimineață și tiptil s-a furișat pe sub gard și a pornit-o la drum, fără să știe nici ea încotro. După o bucată de drum, zărește în curtea unei case un câine culcat, care o privește alene, puțin nedumerit. Pisica s-a oprit în dreptul lui și i-a strigat: "Hei, dulăule, ce faci acolo? De ce nu ieși tu la plimbare prin oraș ca mine?" Câinele i-a răspuns: "Nu vreau să-i supăr pe stăpânii mei, pentru că am tot ce-mi doresc aici. Cușca mea, primesc mâncare în fiecare zi, iar dacă vreau să mă plimb, ies numai cu stăpânii mei. Tu de ce ești singură?" "M-am plictisit să stau singură în casă și aveam nevoie să văd și altă lume." "Rău ai făcut. Ți s-ar putea întâmpla ceva de care să te căiești și nimeni nu o să poată să te ajute." Auzind acestea, pisica și-a dat seama că a greșit ieșind din casă fără să știe nimeni. Supărându-i astfel pe stăpânii ei, care o iubeau: "Îți mulțumesc, dulăule, pentru că m-ai făcut să înțeleg la ce anume m-am expus pornind de una singură în lume. Iar acum m-am decis ca să fac drumul de întoarcere acasă la stăpânii mei, unde sunt în siguranță și alintată de toți." Când a ajuns acasă, a găsit farfuria cu lapte pregătită ca de obicei. S-a așezat frumos să mănânce, bucuroasă că nimeni n-a observat lipsa ei.